Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc tuturor celor care au fost în anul precedent alături de noi și cei care sunt și cei care vor fi alături de noi. Doresc tuturor un an plin de satisfacții, plin de bucurii. Sperăm ca prin rezultatele pe care le vom obține în această perioadă să aducem numai bucurii și satisfacții tuturor suporterilor și iubitorilor fotbalului din Nemțea. Aș vrea să spun că odată cu reunirea lotului undeva după data de 10 ianuarie, toată perioada de pregătire a decurs conform cele strategii planificate anterior. Am avut o perioadă de precantonament și apoi un cantonament desfășurat în condiții administrative foarte bune în Antalya. Despre partea sportivă și despre obiectivele pe care le-am propus din punct de vedere sportiv, l-aș ruga pe domnul Cristian Pustai să ne dea câteva detalii asupra activității pe care a desfășurat-o în această perioadă. Bună ziua! Am mai spus, repet, a fost o perioadă foarte bună pentru că după cantonamentul din Piatra Neamț, care a fost mai mult o parte de rezistență generală, ne-am dus în Antalya, unde am trecut și la o parte specifică, unde am avut parte de teren bun, de vreme bună, am jucat 5 jocuri de verificare și cred că atât rezultatele din aceste jocuri, cu toate că cele oficiale nu seamănă deloc cu cele de verificare. Ne îndreptățesc să ne gândim la cele patru jocuri, cele patru finale pe care le avem timp de o lună începând din 22. E o perioadă grea pentru fotbalist, pentru toată lumea, pentru că am avut și o vacanță destul de lungă, iarna sunt alte condiții de pregătire. Dar sunt mulțumit că am încheiat această perioadă fără accidentări grave, că am reușit să aducem în cadrul lotului câțiva jucători care, prin valoarea lor, sper să îmbunătățească calitatea acestui lot și să ne concentrăm pe ce urmează să facem, pentru că bine, am zis, o perioadă în care se trage linie după cele patru etape. Bine, este un sistem competițional care probabil, dacă va mai intra o echipă fără drept de promovare, o să inducă și un joc de baraj, care ar însemna că ține destul de trează și grupa retrogradării, cum se spune, cele câștigătoarele celor două grupe ale play-out-ului, probabil că vor da un baraj. Astea sunt niște supoziții, o să vedem. Nu mai este mult până se trage acea linie. Întrebările. Domnul profesor, dacă sunteți mulțumit de jucătorii pe care am reușit să-i aducem, una, și Under-ul 2005, fundașul stânga pe care îl așteptăm. Îl așteptăm și pe acel Under. Am convenit că este bine să avem 3 jucători pentru partea de atac și 3 jucători pentru partea de apărare, pentru cele două posturi care trebuie să acoperite, după cum știți, cu regula standardului 2003 sau mai mic și 2005 sau mai mic. Asta înseamnă că pentru faza de atac avem un under de 2005 Matei și 2 under care se încadrează la categoria 2003 sau mai mici pe Savu și pe Anton. Și am convenit ca și fundașul stânga, partea stângă, să fie acoperită de 2 de 2005 în partea asta, sau mai mici, Benga și Bacalu, și Olteanu, care este 2003. Cristian Coroi rămâne la echipa U19? Rămâne la U19. Am dus în cantonament, am avut cu noi 2 jucători tineri de perspectivă, care au mai fost la antrenamentele echipei de senior, și Canea și Coroi. Sunt 2 jucători de care vom avea grijă, pe care ar trebui să-i promovăm încet, ar trebui să-i aducem la antrenamente. Ei amândoi sunt, într-o perspectivă destul de apropiată, niște oameni pe care o să ne bazăm. Legat de ultimul joc de pregătire pe care o să-l jucăm vineri la Focșani, am înțeles, de la orele 15, veți rula, bănuiesc, o formulă apropiată cu cea pentru jocul cu Chiajna.
Da, vreți să o știți? Nu am avut niște solicitări din partea clubului din Focșan pentru televizarea acestui joc. De asta vă pun întrebarea. Da, este foarte normal. O să încercăm să televizăm noi pentru că suntem echipa de categorie superioară. Și o să le înmânăm acel joc, eventual după jocul cu Chiajna. Le putem trimite direct și la Chiajna. Noi am încercat să vedem câteva imagini din amicalul Chindia în Chiajna, dar nu s-a putut pentru că nu s-a filmat. Așa este normal. Strategia, da. Este un antrenament, să zicem, cu porțile închise, dar nu e chiar așa, pentru că este un joc de verificare. Probabil că el va fi filmat, se vor da imagini de la acel joc, dar am zis că ar fi bine să nu trecem pe, nu știu, pe ce rețele, pe YouTube sau pe Facebook, decât după. Am înțeles. Cum considerați faptul că deschidem sezonul, practic? Joi, suntem prima echipă. Păi, nu trebuia să vină și în momentul ăsta, nu? Nu știu dacă am mai deschis. Multe echipe au început, ele... Nu mă gândesc la nicio conspirație. Dacă am reușit să obținem un rezultat foarte bun, ne-am uitat la întreaga etapă cu liniște. Sunt avantaje și dezavantaje. Iar acum, după două luni, nu putem spune că suntem defavorizați, că jucăm cu două zile mai departe. Pentru celelalte concurente, că își fac calculele după jocul nostru cu Chiajna. Cred că nimeni nu își poate face un calcul după prima etapă de săptămâna viitoare. Mai urmează încă 9 puncte puse în joc și e greu să poți să spui că se întâmplă ceva sigur. Dar, într-adevăr, crezi șansele sau scad șansele? Analizând lotul actual față de ceea ce a fost în toamnă, care ar fi plusuri și minusuri? Ce pot aduce în plus jucătorii nou veniți față de cei care au plecat? Față de ce a fost în toamnă, a plecat Petra după acea accidentare și n-a mai reușit să mai prindă lotul. L-am convenit și am reziliat amiabil contractul lui. A venit pentru partea ofensivă, a venit Alex Bugeu, care cred că a covetat și la CV-ul lui, este un plus la între compartimentul ofensiv, pentru că îl poate acoperi mai multe posturi, pentru că a jucat și la Liga 1 destule jocuri, a jucat și la Liga 2, ai familiarizat și cu acest campionat și sper că în evoluțiile lui se va impune. Mie și în cantonamentul din Antalya mi-a plăcut. Sper mai departe să se pregătească la fel de bine. Îl cunosc, am mai lucrat la Gazeta Media și împreună. Și sper să fie un jucător care să ne ajute. Deci aici, zic că este un plus. Până la compartimentul defensiv, am adus 3 jucători, pentru că a plecat și Fonseca, pentru că acolo duceam lipsă de experiență. Am reușit cumva să-l conving pe Marius și el încă și-a mai dorit să mai colaborăm. Noi am lucrat și la Tecnune și împreună și-am lucrat foarte bine, mai ales la Gaz Metan. L-am convins să vină și am câștigat în favoarea CFR-ului, adică pentru mine a însemnat mult. Și sper că experiența lui, este un jucător cu peste 300 de meciuri în Liga 1, să ne ajute în acest compartiment foarte mult. Până mai sunt și Alex Core și Denis, alți doi jucători, la fel de important, jucători care mai tineri, care sper să, prin ambiția lor, prin dorința lor, să ne ajute și să încerce să facă pasul mai sus, să joace într-o altă ligă. Iar la fel, la capitolul under, a plecat fără greu, a venit un alt under, tot 2005, care este mai
mai fundaste mea, să zic așa, jucători de rotație decât fără rău. Deci, sper că în aceste transferuri, faptul că au apărut regi jucători pe postul de fundaș central, întărește concurența, din păcate, nu numai plecarea lui Fonseca, și plecarea deocamdată din rota lui Vișinal a contat foarte mult și am fost nevoit să facem aceste transferuri. Dar eu cred că am adus și în compartimentul defensiv și în cel ofensiv un mare plus. Dar asta vom vedea la jocurile oficiale. Domn profesor, vă mai doreați ceva la mijlocul terenului? La sfârșitul anului era vorba de un mijlocaș. Nu, am zis poate. Nu, nu, da. Nu. Suntem bine. În ideea mea, un lot ar trebui să conțină 24 de jucători. Plus portarii, că nu vorbesc, când vorbesc de jucători, nu. Și în regulament se spune 10 jucători și un portar. Deci eu când vorbesc de jucători, de un lot complet, ar zice 24 de jucători, 6 under, pentru că la jucătorii tineri pot să apară accidentări mai dese și sau ieșiri din formă mai dese, pentru că ei încă nu sunt constanți în evoluții. Și ar mai rămâne pentru cele 8 posturi de jucători de câmp, să le zicem așa, de seniori, ar trebui să fie undeva la 16, adică o dublură pe fiecare post, plus 2 jucători, unul pentru compartimentul ofensiv, altul pentru compartimentul defensiv. Noi, în momentul ăsta, avem 17 jucători seniori, adică avem unul, să zicem, în plus față de dubluri pentru compartimentul defensiv, unde am suferit, spun eu, mai mult decât în partea cealaltă. Și cred că ne vom descurca așa, cu cei 23 de jucători. Tot timpul, probabil, încă un jucător, fie Canea, fie Coroi, o să participe la antrenamentele echipei mari și vom avea la antrenamente un lot de 24 de jucători. Marius, te așteptai să fii, mă rog, convocat la cea două? Să mă ajungem jocul cu experiența ta, e evident. Mă așteptam pentru că mi-am dorit să mai joc. Am lucrat cu domnul Pustai și în trecut. Am avut o colaborare chiar foarte bună. Nu am venit, practic eu nu am nimic de demonstrat, am venit doar să încerc să ajut. Avem într-o perioadă de ani nici n-am semnat când am ajuns aici. Am trebuit să facem cantonamentul, să vedem dacă toate lucrurile sunt în ordine. Bineînțeles, oamenii trebuie să convingă că mai poți fizic, pentru că de fotbal nu cred că se pune problema și sper doar să reușim să ne îndeplinim obiectivele. Este un obiectiv realizabil accesul în play-off în momentul ăsta, având în vedere clasamentul și după aia mai apoi accesul în Liga 1? Personal sunt aici de aproape o lună și din ce am văzut, da, chiar da. Lăsând la o parte Ceahlăul, a apărut o decizie a Federației Române de Fotbal cum că din sezonul următor o echipă trebuie să folosească 5 jucători rămâne atât la nivel de Liga 1 și la nivel de Liga 2. Jucători cu experiență la vârsta ta și la prin câte ai trecut. Cum ți se pare această decizie? Și nici nu contează cum mi se pare mie, pentru că nu fac regulile. Este decizia lor, ei sunt responsabili. Dacă mă întrebați pe mine personal, trebuie să pun o regulă să jucăm și cu un over 35. Asta ca o glumă. Nu, acum nu, trebuie să respectăm regulile. Avem un obiectiv de îndeplinit. V-am spus, grupul este bun, sunt jucători tineri, sunt jucători care au dorința asta de afirmare. Și sper să... Perioada de pregătire a fost bună, jocurile am arătat bine. Sper să continuăm și în meciul oficial. În astea 4 jocuri avem 2 deplasări grele cu echipe care au același obiectiv ca și noi. Și cu Concordia chiar și Csíkszereda este aproape. Cum crezi că va fi echipa în deplasare? În tur am cam suferit în jocurile din deplasare. Vom reuși să ne impunem în jocurile de care pe care, ținând cont și de experiența ta și celorlalți colegi? Din experiența mea vă spun că toate meciurile sunt la fel de importante. Dar
Dacă tratezi meciurile din deplasare cu mai mare interes, e posibil să te împiedici acasă. Deci trebuie să luăm fiecare joc în parte, trebuie să fim concentrați. Sunt 4 jocuri, clasamentul este strâns. Trebuie să scoatem din fiecare meci cât mai mult, cât de mult. Practic trebuie să tratăm toate meciurile la fel, indiferent de adversarul care este în fața noastră. Pentru domnul președinte, cum considerați ca un club de calibru Chiajnei, cu un buget considerabil pentru Liga a doua, este la al cincilea sezon de Liga a doua și are în acest sezon, pentru prima dată, a rămas în țară. Deci nu a dat curs unui cantonament extern. A schimbat strategia, vă așteptați la surprize din partea lor? Nu, la surprize din punct de vedere al organizării. Da, la asta în primul rând. Chiajna este o echipă cu jucători de talie, cu jucători puternici. Ne așteptăm la un joc fizic. Deci, în primul rând, din punct de vedere financiar, într-adevăr, Chiajna stă mult mai bine decât multe echipe din Liga a doua. Acum, ca o explicație de ce pentru în ultimii 5 ani de zile nu a reușit promovarea, deci sunt diferiți factori, știți cum e, în orice situație din viață există argumente pro și contra. Un cumul de factori a făcut imposibilă, probabil, accederea lor în primul eșalon. Probabil că își doresc cu mare intensitate și această accedere, ținând cont de faptul că cumva sunt echipe satelit a unor alte echipe din capitalul unui dăm nume și doresc cu prăta, sunt foarte aproape. Au posibilități financiare, au bază de antrenament ok, au academie de juniori. Ce să zic? Asta nu înseamnă că dorința lor trebuie să prevaleze în fața dorinței noastre. Noi ne dorim cu mai mare intensitate să fim acolo, în play-off, și apoi să ne batem la play-off cu șanse reale de promovare. Așa că, ce pot să zic? Le doresc și lor succes și să câștige cel mai bun. Pentru Denis, da. Dânsul a avut o experiență în Ucraina, în Rusia, în Estonia, în Lituania. De ce România? Cum a ajuns la acea clubă? Denis. El vorbește limba rusă și limba ucraineană. Mai greu și engleza. De asta voi încerca să fiu cât mai concis și cu cât mai puține cuvinte. Denis, so you played in Ukraine, in Russia, in Estonia, in Lithuania. Why did you choose Romania? My agent told me this hair club, Chaplau, proposition. Agentul meu mi-a propus clubul Chaplau. But I think, why not? Și am zis, de ce nu? This represents a challenge for you? Something bigger than in Lithuania? No. Reprezintă o provocare, reprezintă o provocare nu neapărat. Do you think that Romania is more close to Europe? Yes, crezi că este mai aproape de Europa? Romania country little bit hard football championship. Cred că campionatul din România este mult mai greu decât din Lituania. But I think for me it's good proposition. Dar cred că pentru mine este o bună propunere. And the step in your career, nu? Yes. Și un pas în carieră. Și încă o întrebare pentru Denis. În Turcia a jucat contra unei formații din campionatul nostru, CSM Reșița. Și a putut face o imagine așa cam care ar fi nivelul la Liga a doua din România după cantonament, după pregătire și după jocul cu adversarii noștri. In Turkey, the last game you play against one Romanian team, Reșița. What do you think about the level of game? It's a training game. A fost un joc de antrenament. For me, Reșița good club. Pentru mine, Reșița este un club valoros. Reșița play good football, mobile football all the time. A jucat un fotbal press. Bun, mobil, întotdeauna în mișcare. But think I see good level, nu? Yeah, good level. Da, dar cred că nivelul Ligii a doua este un nivel foarte bun. Mulțumesc. Dacă doriți să mai aflați câteva momente despre el. Denis, are you married?
Are you in a relationship? 23 old. Deci nu 23 years old. 23 years old. So you are not married. It's younger. Yeah, yeah. And your family lives where? Dnipro City now. In Ucraina, Dnipro. Știți foarte bine despre ce vorbim. Ai debutat la Dnipropetrovsk, nu? Yes, yes. Now the city Dnipro. Ok, ok. So, you like Romanian guys? Yes, thank you my team. My team all the time support me. Thank you my team. Da, m-au susținut colegii mei, deci îmi plac teribil de mult. Mulțumim, Dennis. Thank you. Pentru Alex Buziu. Nu e nevoie de traducere. Da. Să ne spună cum a fost episodul la CSEA Steaua și cum s-a decis să vină la noi. A acceptat din prima oferta domnului profesor, știind că a mai lucrat cu dumnealui, cum a găsit clubul, Ceahlăul și ce planuri are pentru perioada imediat următoare. Perioada CSEA Steaua. Perioada grea, pentru că este un club care își dorește foarte mult încheierea în prima ligă. Din păcate nu am putut să obțină. Am făcut demersul meu și să demersul pentru a promova. Foarte multă presiune. Nici nu am reușit probabil să mă adaptez și de asta am decis să merg undeva unde să primesc poate mai multe minute. Am ales Ceahlăul pentru că m-a spus și domnul seama colaborat cu dumneavoastră și am avut o discuție și m-a dorit aici. Este și mai aproape de casă și mi-a plăcut foarte mult și cum s-a descurcat, pentru că chiar am urmărit în zona de aici, din Moldova, am urmărit echipa și mi-a plăcut foarte mult cum au jucat și ce cum s-au prezentat în prima parte a campionatului. Și cred că împreună avem șansa să ne atingem obiectivele, să reușim ceea ce în partea cealaltă nu era imposibil. Dacă este adevărat că în toamnă ai avut un contact cu Foresta Suceava, te-au dorit cei de la Foresta înainte de a avea problemele financiare? Nu în toamnă, acum în ea m-au contactat, dar e greu, era diferența prea mare să pleci de la lupta pentru promovare în Liga 1 la un club de Liga 3, în condițiile care sunt în momentul de față acolo. Am înțeles. Pentru Alex Core, dacă nu dorește nimeni. Alex, tu ai jucat la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ai jucat cu Ceahlăul meciul din tur, în acel 0-2 n-ai fost atunci. Dar ai văzut meciul. Ce părere ți-a lăsat Ceahlăul la acel joc? Bună ziua, în primul rând. Da, după cum a spus și dumneavoastră, în meciul de la Târgu Jiu nu am jucat, am fost pe bancă. Mi-am urmărit foarte bine atât echipa cât și adversarii. Am avut o părere foarte, foarte bună despre această echipă. Am văzut multă putere, multă siguranță și multă caracter în jocul acestora. Am venit aici cu foame de performanță, cu dorința de a juca și am găsit un grup foarte foarte bun, foarte dornic de performanță și asta este un plus pentru mine și sunt nerăbdător să înceapă campionatul și să facem o figură foarte frumoasă. Jocurile de pregătire am văzut că ai dat un gol, ai dat o pasă de gol, pe fazele fixe urci foarte bine. Cum este o caracteristică a ta sau așa te-a pus domnul profesor să joci? Da, probabil datorită și, adică cu siguranță datorită înălțimii mele, este clar un atu pe care eu încerc să-l folosesc cât mai des în timpul jocului și în special în timpul fazelor fixe. Încerc să-mi ajut echipa cu tot ceea ce pot și cu toate aturile mele și vedem ce va fi. Președinte, am și o întrebare. Vă rog. Nu e legată de echipă neapărat, adică e legată și de echipă. Care sunt, eu știu, care este finalizarea discuțiilor în ceea ce privește fostul preparator fizic? Pentru că presa deja... Da. Așa, și care este situația actualului preparator fizic, care lucrează fără contract?
Nu, nu, nu. Pare foarte rău aici. Are contract, da? Are contract. Da. Bun. Da. Deci are contract. Domnul Bașco Fere are contract și lucrează ca preparator fizic și mulțumim că ne-a ajutat în situații de criză, deoarece domnul Liviu Rusu a acuzat o maladie care a făcut imposibilă deplasarea dumneavoastră la loc. Până la momentul actual ne-a prezentat concedii medicale, 3 concedii medicale succesive, cu o perioadă de întrerupere de 5 zile, între 29 și 4. În consecință, deci pentru perioada absentată între 29 ianuarie și 4 februarie, noi am demarat o cercetare disciplinară și am făcut un convocator. La sfârșitul acestei perioade, deci ultimul concediu medical pe care l-a prezentat, sperăm ca domnul Liviu Rusu să se prezinte la club și atunci vom mai avea niște discuții referitoare la viitorul lui. Deocamdată țin să mulțumesc foarte clar domnului Bașco Feri pentru că ne-a ajutat în moment de criză. Deci, întreaga echipă și vreau să vă spun că este un om de mare calitate și de mare ținută morală și profesională. Păi dumneavoastră am văzut că ați declarat că dacă nu se prezinte, să aducă de acasă 50% din leafa luată până în prezent, da? Dar pe calea amiabilă nu ați putut găsi o soluție pentru că... Nu, stai și secundă. Și... Nu, deci în primul rând... Ca și club, eu vorbesc ca și club dumneavoastră. Da, vreau să vă spun în felul meu. Sunt niște prevederi legate de ROAF, de Regulamentul Organizării Activității Fotbalistice. Domnul Liviu Rusu s-a îndreptat la comisie pentru obținerea dreptului de reziliere unilaterală. M-ați înțeles de ce asta este? Deci lucru care răspunsul venit de la comisie a zis, nu, domnul Liviu Rusu trebuie să primească drepturile salariale aferente perioadei pe care au muncit, dar în schimb lui se permite rezilierea unilaterală. Din informațiile mele știu că domnul Liviu Rusu probabil va face recurs la această hotărâre a comisiei și așteptăm hotărârea finală a comisiei. Dar deocamdată vă spun că încă domnul Liviu Rusu se află într-o perioadă de 13 zile, dacă nu mă înșel, de concediu medical, al treilea concediu medical prezentat. Și eu nu fac scenarii conspiraționiste. Eu chiar îl cred pe om pentru că e bolnav. Îl doare spatele. Asta este. Ce să fac, dar nu poate. Așteptăm rezoluția comisiei. Și bineînțeles, l-am convocat pe cale oficială de domnul Liviu Rusu să se prezinte la club și atunci vom mai avea alte discuții vis-a-vis de viitorul lui. Mulțumesc. Domnul președinte, o întrebare tehnică. Săptămâna trecută, în Consiliul Județean Neamț a prezentat public bugetul pentru sport pentru anul 2024. Consiliul Județean, vorbim. Da. Și în care este prevăzut o rubrică clară acolo pentru echipa de categoria cea mai superioară, cazul dumneavoastră. Cea mai superioară. Da. Undeva la 1.000.000 de lei. Credeți că putem accesa de această dată acești bani? Care este stadiul? Facem proiect? Putem accesa? Nu, facem proiect. Acum vom vedea dacă acest proiect va fi făcut la legea 350, cum își dorește CJ-ul, sau la legea 69, la legea sportului. Deci, și data trecută am făcut proiect. Numai că data trecută ne-am piedicat de acel concordat pe care l-am avut. Acea eșalonare, știți dumneavoastră, procedură judiciară anterioară unei insolvențe. La ora actuală nu suntem în această situație. Concordatul a fost invalidat. Și la ora actuală avem niște înțelegeri foarte clare cu AMA. Am făcut niște eșalonări pe un termen extraordinar de convenabil. Ne ținem de ratele de eșalonare la zi. Nu avem nicio datorie față de nimeni. Sperăm ca de data aceasta să nu mai fie găsite alte motive conexe vis-a-vis de forma finală de realizare a proiectului și de obținerea banilor. Pentru că banii aceștia sunt foarte importanți. În primul rând, aș mulțumi și pentru acești bani, dar sunt puțini pentru ceea ce ne dorim noi. Pentru că în situația în care vom ajunge în play-off și de acolo cu ajutorul Dumnezeu și a tuturor jucătorilor, a staffului tehnic, ajungem în Liga 1, deci nu putem vorbi de sume de 1.000.000 de lei, deci vorbim de milioane de euro. Vedeți ce se întâmplă în Liga 1, adică toată lumea se plânge, contribuția investitorilor privați este undeva între 3 milioane și 10 milioane de euro, autoritățile locale, nu mai revenim asupra subiectului ăsta, că este o competiție oarecum neloială cu unele autorități locale, dau 2, 3, 4, 5 milioane de euro. Au poate și o altă formă de organizare, dar preponderent sunt ONG-uri, să știți, asociații. E adevărat că începând cu sezonul următor, majoritatea se vor transforma în sală. Și asta va fi probabil și proiectul nostru, să ne înțelegem foarte clar. Dar asta nu înseamnă că dacă faci un SA instantaneu, te listez la bursă și vin de toată lumea și cumpăr acțiuni. Și deodată clubul crește și ajunge Real Madrid. Greu. Deci, na, dar în momentul în care cu toții ne gândim cumva la o promovare în Liga 1 și la o retradiționalizare a fotbalului nemțean, gândiți-vă că sunt cheltuieli extraordinar de mari pentru susținerea unei echipe de provincie în Liga 1. Și atunci trebuie mai mulți investitori privați sau trebuie o participare mai coerentă a autorităților locale, de ordinul milioanelor de euro.
Dacă din mediul privat, erau niște discuții că din primăvară sau imediat din ianuarie-februarie nu mai putea veni cineva. Nu din ianuarie-februarie. De la momentul în care vom fi în play-off și emitem pretenții serioase pentru Liga 1, atunci deja avem promisiuni că vor mai veni colaboratori. Dacă rămânem în zona de play-out, ceea ce nu-mi doresc, atunci lucrurile rămân la nivel actual. Pregătiți un proiect și pentru primărie? Sigur că da. Acolo deja a fost aprobat un capitol bugetat pentru sportul de performanță și sperăm să obținem acolo între 1,5 milioane și 2 milioane de lei.